Bun găsit, stimați respectatori! Suntem la al treilea episod pe o temă incitantă, pe o temă extrem de importantă, și anume uh, surparea temeliilor societății pe toate planurile, pe plan uh, legislativ, a dreptului, pe planul adevărului natural și adevărului biblic, pe planul moralității și pe alte planuri, căci multe sunt uh, aceste temelii sub care temelia cea mai importantă, desigur, este Dumnezeu și cuvântul lui veșnic. Interlocutorul meu, invitatul meu și al dumneavoastră și pentru acest al treilea episod este pastorul dr. Livius Părsi din Statele Unite, care este și președinte al Societății Misionare Române. Mă bucur să ne reîntâlnim. Mă bucur și eu. E o plăcere să stăm de vorbă de fiecare dată când vin aici. Mă bucur și eu și profit de trecerea noastră prin Cluj pentru că am observat că tratați teme extrem de importante, incitante, necesare, sigur, și tineretului, dar și adulților în vremurile acestea. Avem nevoie să vedem felul în care scriptura se aplică la problemele noastre de fiecare zi, așa că scriptura e totdeauna relevantă. Am ales uh, psalmul 11, versetul 3, când se surpă temeliile, ce mai poate să facă cel neprihănit? Uh, ați început uh, în uh, la încheierea episodului precedent să ne vorbiți despre evoluția normativizării în legislație a unor coborâri în jos, să spun așa, a unor decăderi în ce privește moralitatea, dreptul și adevărul da. în Statele Unite. Dacă vreți să repetați puțin și să continuăm cu ceea ce spuneam și le promiteam telespectatorilor, o cuvântare din octombrie 2019 a, practic, Ministrului Justiției din Statele Unite. Da, deci un lucru pe care l-am remarcat a fost faptul că Patrick Moynihan vorbea despre o definire a devierii în jos, adică atunci când anormalul ajunge să fie așa de răspândit, ștacheta este coborâtă încât să fie acceptat ca și normal ceea ce era devian, ceea ce era anormal anterior. Uh, Krauthammer vorbește despre o definire a devierii în sus, uh, adică Ceea ce este comportament deviant ajunge să fie promovat, lăudat, iar ceea ce este normal să fie condamnat și este o răsturnare a ordinii normale a lucrurilor. Și este această subminare a temeliilor societății pe care le vedem. Și, în contextul acesta, spuneam că noi nu trebuie să facem două lucruri. Adică, nu trebuie să ne considerăm că suntem o minoritate așa de mică încât nu avem voce, nu putem să facem nimic, că n are sens nici măcar să încercăm să schimbăm ceva pentru că suntem așa de slabi. Nu trebuie să ne resemnăm și să acceptăm lucrurile. De altă parte, nu trebuie nici să acceptăm lucrurile, să zicem, păi dacă toată lumea merge așa, atunci merg și eu pentru că asta e calea și n-ai ce să faci altceva este o poziție pe care consider că nu trebuie să o acceptăm. Nici resemnarea și nici acceptarea sau conformarea, conformarea la la mersul lumii. Dumneavoastră sunteți s-a ajutat în ultima perioadă, în ultimii ani, în Statele Unite, de o asumare de către biserică a anumitor valori. În Biblie scrie, biserica este stâlpul și temelia adevărului. adevărului. Deci dacă biserica nu susține temelia, cum să ne așteptăm de la legislativ, de la, știu eu, politicieni sau alți exact. lideri de opinie să o facă? Da. Deci biserica are responsabilitatea de a fi conștiința morală a unei națiuni și problemele, cum sunt cele pe care le-am le -am discutat, trebuie să fie aduse în centrul atenției de către biserică și de către noi care formăm biserica. Fiecare în parte suntem parte din biserică, suntem mădulare ale acestei biserici și trebuie să fim activi în a aduce în centrul atenției probleme. Sigur, vom uh, încerca să da. avem un timp alocat. Uh, la ceea ce trebuie să facă biserica în acest domeniu, de reclădirea temeliilor societății, dar începusem să spun despre politic chiar. Da. Ce câștig ați avut cu actuala administrație și să nu uităm de ceea ce am promis cu actualul Procuror General da. sau Ministrul Justiției, care a avut o cuvântare în octombrie da. 2019 foarte importantă. Bun. Administrația actuală conducerea Statelor Unite, a luat o poziție favorabilă comunității creștine și valorilor creștine. Oarecum paradoxal, pentru că la nivel personal, președintele Trump nu a fost tocmai un model de probitate morală. Sau în cel puțin n-a fost văzut, văzut postură. Dar Eu. ce am văzut este uh, faptul că a ales în jurul lui o serie de oameni care să-l sfătuiască, să-l sfătuiască bine. Și a venit ca să uh, pună un accent mai mare pe familia tradițională, să pună accent pe rolul pe care comunitatea creștină poate și trebuie să-l aibă în societate. Departe de a fi împiedicați să lucreze, trebuie să fie încurajați pentru că valorile pe care le aduc ei sunt. Uh, bazate pe o temelie care este statornică și este temelia cuvântului lui Dumnezeu. Și este doar setul de valori care poate să ducă societatea la progres în continuare. S-a făcut chiar o solicitare a, lu a lucrătorilor spiritual, păstori, ce or fi, pentru că, de fapt, nu doar creștinismul îl susține, ci toate religiile așa de asumarea acestei responsabilități, de reclădirea temeliei unei adevărate societăți. Da. Acum, uh, îl menționați pe uh, ministrul justiției uh, Bar, da. William Bar, uh, într-o cuvântare recentă pe care a avut-o la Universitatea Notre Dame, o universitate catolică. Uh, el a trecut în revistă și parte din istorie, dar și ceea ce se întâmplă în prezent și ce putem face și ca și uh, comunitate creștină. Uh, și la nivelul legislativ, uh, desigur. Uh, un aspect important din istoria Statelor Unite. Uh, primii emigranți care au venit ca să formeze și cei care au venit în 1619-20 care au format nucleul de unde a crescut ceea ce a devenit acum Statele Unite ale Americii, a fost un nucleu de oameni credincioși. Când au venit pe, pe, corabia lor, au avut mai multe cărți și mai multe Biblii și Nou Testamente decât au avut scule agricole. Pentru că ei au înțeles că vin aici ca să evangelizeze teritoriul acesta și să aducă lumea nouă sub autoritatea Dumnezeului revelat în scriptură. Și de aceea de la început a fost un popor religios, un popor care a derivat toate valorile sale din Sfânta Scriptură. Unde deci, deja chiar pe bagnote scrie în tras, da, noi ne credem în Dumnezeu. Și ce s-a întâmplat atunci când 150-60 de ani mai târziu, când au fost formulate Constituția Americii și ideile care au stat la baza formării statului american modern, așa cum, cum este cunoscut astăzi, aveai un popor care credea în Dumnezeu, ale cărui valori erau derivate din. Sfânta Scriptură și întrebarea pe care și-au pus-o atunci a părinții fondatorii ai Americii a fost dacă oamenii aceștia își vor păstra în continuare valorile acestea derivate din Scriptură pentru că societatea așa cum au conceput-o ei nu putea funcționa decât pentru un popor care era un popor religios, un popor a cărui lege nu este legea scrisă pe table de piatră sau coercitivă. legea scrisă, legea coercitivă, legea statului, ci este legea înscrisă în inimile lor. Și câtă vreme poporul înțelege lucrul acesta și își este singur lege, în sensul că are cuvântul lui Dumnezeu și tot ce face este moralitatea cuvântului lui Dumnezeu, poți să-l guvernezi. Democrația funcționează. Democrația funcționează. În momentul în care abandonezi valorile acestea derivate din cuvântul lui Dumnezeu, atunci totul este în pericol. Cum am zice noi, democrația devine demonocrație. Da, din, din păcate, din păcate, așa se întâmplă. Și ce a mai spus Bar? El spunea așa, deci fondatorii au înțeles un lucru. Când Scriptura îl privește pe om, îl vede ca și o ființă care este căzută, care are nevoie de răscumpărare. Spre deosebire de iluminiști care credeau că omul este bun și doar societatea este rea, ei au înțeles că problema este cu omul și are nevoie să fie ancorat întotdeauna. În cuvântul lui Dumnezeu, în revelația dată de Dumnezeu omenirii. Și câtă vreme rămâne ancorat acolo, e bine. Când se dezlipește de aceasta, atunci încep problemele. Uh, și uh, soluția și răspunsul pe care îl vede el uh, este că uh, trebuie să ne întoarcem, ca și societate, să ne întoarcem la temelia care a fost spusă. Și care este bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Um, în, în cursul vremii, um, ce s-a întâmplat este că treptat statul a ajuns să joace un rol mai mare și să-și impună voia asupra comunităților, chiar și asupra comunităților religioase. Um, în special, și ne uităm în special la ultimii 20 de ani. Aici este când. Uh, acum, hai să zic, în ultimii 50 de ani, dar în mod special, în ultimii 20 de ani, vedem o accentuare a rolului statului în detrimentul comunității de credincioși a bisericii. Actualul președinte având o formulare foarte interesantă, noi nu ne închinăm guvernului, noi ne închinăm lui Dumnezeu. Da, da. Și asta e important, pentru că, începând din anii 60, cu intenții foarte bune, au zis... America e o țară prea bogată încât să existe săraci. Trebuie să facem ceva pentru a elimina sărăcia, și atunci președintele Johnson a început programul acela pe care l-a intitulat Marea Societate. Și uh, în intenția lui a fost să-i ajuți pe oameni să-i ridici din sărăcie dându-le bani. Dar ce s-a întâmplat este tocmai opusul. Sărăcia a crescut. Pentru că dacă le dai bani oamenilor fără să facă nimic, ajung să prefere să nu facă nimic decât să lucreze. Și în contextul acesta, sărăcia a crescut, uh, numărul de copii născuți în afara căsniciei, în afara familiei uh, a crescut, uh, criminalitatea a crescut și toate Gradul problemele. de al țării a crescut toate problemele s-au agravat. Pentru că nu e suficient să dai bani. Dacă dai bani și dezlipești asta de moralitate, nu faci decât să încurajezi lenea și să încurajezi dezmembrarea. E mai bine să dai societăția. o undiță decât să dai un pește cuiva. Exact, exact să-l înveți. Și ce s-a întâmplat începând cu anii 60 a fost o dezintegrare treptată a familiei, și, după aceea, la un moment dat, parcă și Biserica a ajuns să se acomodeze la starea aceasta nouă de lucruri. și Bar cita un exemplu interesant în care, într-o vizită pe care a făcut-o la o biserică catolică, catolicii sunt cunoscuți în Statele Unite pentru activitățile lor caritabile. Pentru, pentru Mâncarea pe care o dau uh, săracilor și ajutoare pe care îl dau în diferite forme. Și El spunea, participând la o întrunire la o uh, biserică catolică, cel care conducea activitățile astea caritabile nu a vorbit și nu a chemat oameni din biserică să vină și să uh, dăruiască din timpul lor și să facă efort în direcția ce a aceasta, ajutor statal. ce a cerut ajutor de la stat și a spus cât de mult a intervenit la diferite agenții guvernamentale ca să dea ajutoare. Și asta este, deci, America n-a fost construită pe baza unui stat atotputernic care să le spună oamenilor cum să-și trăiască viața. Și a fost construită pe baza cuvântului lui Dumnezeu și -a între care învață da. pe oameni cum să trăiască și de aici vine întrajutorarea și vine efortul acesta colectiv. Acum sunt, eu sunt în America de 38 de ani și un lucru pe care l-am remarcat foarte devreme a fost voluntarismul sau activitatea voluntară a poporului american. Voluntariatul uh, care s-a introdus uh, și în România deci mai. Eu lucru. am trăit în România în perioada comunistă, când vorbeam despre muncă voluntară care era în esență obligatorie. Uh, muncă voluntară obligatorie, da, de deci trebuia să faci asta. Mergeam pentru că eram obligați. În America am văzut altceva. Am văzut unde este o nevoie, oamenii se duc de bună voie. Nu-i forțează nimeni, nu trebuie să fie nu știu ce. Oamenii uh, simt responsabilitatea față de comunitate, față de lor. Și comunitate nu înseamnă doar uh, vecinii mei din cartier, ci comunitate înseamnă țara. Și, și chiar mai lumea, mult, lumea, pentru întreaga, că America s-a și remarcat prin da. ajutorările în întreaga lume. A da. avut un impact asupra umanității în general da. foarte mare. Da. Dar uh, motorul este din lăuntru. Pentru că am învățat că suntem dependenți de Dumnezeu și că uh, parte a relației cu Dumnezeu este iubirea aproape asta trebuie să fie manifestată în mod practic. Desigur și de -asta că, că le cuvântarea aceasta a fost criticată, nu avem timp să ne oprim asupra Criticilor, pentru că aici se vorbea tocmai de acea separare a statului de biserică și de ce statul a intervenit în probleme care ar trebui să fie apanajul doar a liderilor bisericești. Închidem că nu avem decât 33 da. de minute da. și am vrea să vedem ce e de făcut, care sunt opțiunile. Mai întâi de la biserică. Deci, primul lucru cred că este să construim. Dar înainte să construiești, trebuie să recunoști problema. Uh, uneori, fiind înconjurați de, de probleme, ajungem nici să nu ne mai dăm seama care sunt problemele, care e natura lor și uh, cât de mult ne afectează. Ilustrația aceea cu broasca pusă în apă rece și apoi da, crește temperatura te... până la fierbere și rămâne acolo. Dacă ai pune direct în apă da. fiertă, ar sări. Da. Uh, Mă uitam și ce este nevoie. Este nevoie întotdeauna de cineva care poate identifica problema și poate identifica și soluția, și o cale de ieșire. Eu am vorbit pe tema asta și o am folosit ca și ilustrație pe Neemia. Neemia locuia la Susa, era capitala Imperiului Persan. Persan îi mergea bine, era Apropiat de împăratul Persiei, deci el era foarte liniștit unde era. Dar vine într-o zi unul dintre frații lui de la Ierusalim și Hanani și îi spune: E jale ce acolo, zidurile zdărâmate, oamenii trăiesc amenințați din toate părțile și e jale. Și atunci el începe să se gândească ce aș putea să fac. Și este o perioadă în care el se roagă, și Dumnezeu îi pune în gând ce să facă. Uh, Într-o zi îl vede împăratul că era îngândurat și îl întreabă de ce ai gânduri, gânduri ce te Acum, el fiind paharnicul împăratului, împăratul poate se gândea că este vreo tentativă de asasinat sau ceva și dar el îi spune, uite te ce mă doare este că cetatea părinților mei este cu zidurile dărâmate. Și uh, deci a, avut nevoie scuze, a avut nevoie de viziune asupra necesității. A avut, a văzut problema și după aceea a, a avut viziune asupra rezolvării acelei probleme. Asupra resurselor, da. făgăduințelor și lui Dumnezeu. Stă de vorbă cu împăratul și împăratul îi spune poți să pleci de ce resurse ai nevoie. Și el spune să mi se dea schisori, să mi se dea lemn, să mi se dea lucruri de care avea nevoie pentru reconstruire. Ajunge la Ierusalim se odihnește trei zile și după aceea într-o într noapte să se duce să vadă exact cum stau lucrurile. Și a doua zi deja vine înaintea oamenilor și le spune, uite ce trebuie să facem. Trebuie să rezidim. Și uh, am făcut socoteala. Uh, Ierusalimul a fost dărâmat în 586. Neemia a venit în 444. Ăștia sunt 142 de ani. De la Uh, vremea când primii evrei s-au întors, primii iudei s-au întors uh, în Ierusalim pe vremea lui Cirus și până la uh, Neemia au fost uh, din 530, hai să zicem, aproape 90 de ani. Și 90 de ani au stat cu zidurile dărâmate, le-au ocolit bolovanii și erau obișnuiți să trăiască în felul ăsta. Și au zis, nu putem face nimic. Vine Neemia și le spune: Hai să ne apucăm să rezidim. Și le spune: Tu zidești aici, tu dincolo și fiecare în dreptul, dreptul casei, casei lui. lui. Da. Și în 52 de zile au făcut ce n-au fost în stare să facă în 90 de ani. Pentru că a fost cineva care a văzut problema, I -a, păsat a avut viziunea, compasiune, și, voință și credință și i-a unit pe toți încât să pornească la lucru. Și, într-un timp foarte scurt, în ciuda împotrivirilor care erau din afară, au reușit să ducă proiectul acesta la împlinire. Deci, extinzând la biserică și chiar la individ, viziunea e necesară, trebuie să știm, de aceea încercăm și noi să vorbim, da. dar fiecare poate să vadă în jurul lui deci, ce se întâmplă. În Compasiune, da. trebuie să-ți da. pensei, că altfel nu. Da. Și apoi să ai voința da. să acționezi. De să începem la identificarea problemei și ne-am ne luat uh, aproape două ore identificând problema. Dar nu e suficient că dacă doar o identifici ajungi și la automat. exasperare, pentru că zici ce putem face, dar trebuie să ne uităm la la soluție și. Aici cred că este important rolul bisericii, rolul nostru ca și mădulare în biserică și rolul nostru în societate. În absența cărții și a unei atitudini corecte față de carte, și când zic carte cred că toți înțelegem că e vorba de Sfânta Scriptură. Poate să fie rezolvat această problemă, remediat această problemă a subminării bazei societății și a individului? Nu cred, pentru că prima temelie atacată a fost temelia credinței în Dumnezeu. Ne uităm la, la toate societățile astea care au fost ateie, societățile comuniste, și în prezent societățile seculare apusene și prima temelie care trebuie reconstruită este temelia credinței în Dumnezeu. Fără Scriptură, nu avem cum să o facem. Credința Asta vine prin trebuie... auzire și auzirea exact. prin Cuvântul Lui Dumnezeu. Roman 10. Exact. Deci trebuie să ne întoarcem la Cuvântul Lui Dumnezeu, trebuie să ne întoarcem la Scriptură. Atât în mod individual, ca și biserică, dar zic că și, ca și, și la nivelul de societate. Am dat Biblia deoparte, avem nevoie să redescoperim valoarea și faptul că este un cuvânt actual și astăzi. Nu e nici de cum o carte învechită, ci o carte mereu actuală, pentru că este cartea creatorului pentru omul pe care l-a creat. Iar, și iar Domnul Iisus nevoie. Hristos a spus cerul și pământul va trece, dar, dar cuvintele, cuvintele mele nu vor trece. Așa. Cineva, contând pe afirmația Domnului Iisus și nu numai pe asta, a spus când pământul nu va mai fi pe orbită, eu voi avea pe ce să stau, eu voi sta pe cuvântul lui Dumnezeu. Da. Păgăduințele <laughs> lui Dumnezeu. Spus, da. Cum anume ar trebui să procedeze familiiștii, de la familie, de la nucleul societății, pornește revigorarea societății. Așa, pe scurt, sigur, să da. refocalizeze atenția copiilor spre cuvânt. Începe orice trezire, începe de la mine. Mai înainte ca să pot da copiilor mei trebuie să fiu eu acela care are cuvântul în inimă. În Deuteronom, capitolul 6, spune poruncile pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta și după aceea să vorbești despre ele copiilor tăi. Deci, începe cu mine și fiecare trebuie să se uite în dreptul lui. Este mai ușor pentru mine să dau sfaturi altora, dar eu trebuie să-mi dau sfaturi mie, întâi de toate. Și eu să fiu acela care se întoarce la scriptură, care ia cuvântul lui Dumnezeu, îl citește, îl asimilează, îl trăiește și după aceea îl transmite uh, copiilor și îl transmite celor care sunt în, în jurul meu. Uh, cuvântul lui Dumnezeu este absolut esențial pentru o reclădire a familiei, a vieții mele, a societății în, în ansamblu. Ați punctat foarte bine, copiii nu fac ceea ce spun părinții, ci copiii fac ceea ce fac părinții în primul rând. Deci mai întâi exemplu personal da. și apoi da. învățătura din cuvânt. Da. 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 și spune tot acolo în Deuteronom și este relevant cuvântul spune să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca, când te vei scula. Practic în, în toate împrejurările să vorbești despre lucrurile acestea. Pentru că scriptura nu e ceva ce să fie citit odată pe săptămână, duminica, în biserică, ci este ceva ce uh, se adresează tuturor aspectelor vieții omului, așa că este relevantă în toate domeniile. Și cred că am făcut o greșeală atunci când și noi am izolat cumva scriptura doar pentru biserică sau doar pentru un grup de studiu biblic și nu ne-am uitat cum să o ducem dincolo încât să fie uh, trăită în, în toate aspectele vieții implementată noastră. chiar guvernamental. Sunt țări și America este una dintre ele în care cel puțin parte majoritară din guvern merge la studiu A, biblic. Exact. Deci oamenii care, care cred în Dumnezeu nu, nu pot trăi schizofrenic încât ceea ce cred la modul personal să separe de ceea ce activează, fie că e vorba despre o poziție politică sau o altă poziție pe care o are. Sunteți specialist, pot să spun așa, în apologetică. E necesară o astfel de practică și conduită chiar apologetică în viața de zi cu zi, în contextul a ceea ce se întâmplă? Bineînțeles, consider că este un, un aspect foarte important pentru că, iarăși, în perioada în care trăim, credința este atacată, temelia credinței este atacată și noi trebuie să venim și să putem da răspunsuri care sunt bine fundamentate și să putem pregăti pe Credincioși, să pregătim, de fapt, pe toată lumea să înțeleagă adevărul existenței lui Dumnezeu, adevărul despre persoana Domnului Isus Hristos ca și Dumnezeu întrupat, despre Scriptură ca și Cuvântul lui Dumnezeu. Și aici demersul apologetic are valoare. Dacă ne uităm așa la, la biserică, primele trei secole au fost secole în care am avut mulți apologeți. Au fost oameni care au trebuit să apere credința în fața atacurilor care veneau din exterior, fie din iudaism, fie din lumea păgână sau de la filozofia greacă. Dar au fost oameni care s-au concentrat și au scris extensiv pe, pe domeniile acestea. A urmat o perioadă în care uh, biserica a avut o poziție dominantă în societate și n-a fost contestat cuvântul lui Dumnezeu. N-a fost nici cunoscut tare mult, dar n-a fost contestat. Uh, Venim în secolul al XVIII-lea, al XIX-lea, și aici începe iarăși contestarea și nevoia de apărare rațională. Respectiv, de, de a da răspuns la noi. întrebările ridicate cu privire la credință. Și în vremea noastră este o nevoie fantastică. Eu mă uit cu durere la tineri care sunt crescuți în biserică. Și care nu sunt bine fundamentați în credință. Ajung în universitate și cum aud ceva ce contrazice ce au auzit ei la școala dominicală, gata, parcă sunt, sunt dați peste cap. N-ar trebui să fie așa. Ci trebuie să fie bine fundamentați în înțelegerea pe care o au cu privire la Dumnezeu, cu privire la toată lucrarea lui Dumnezeu. Deci, apologetica are un rol important și trebuie să capete uh, un rol mai proeminent în lucrarea și cu tinerii și în lucrarea bisericii în general. 2 Croni 7 cu 14 Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va zmeri, se va ruga, va căuta fața mea și se va abate de la faptele lui rele, îl voi asculta din cerul, da. îi voi ierta păcatul și voi mădui țara sau societatea. Da. Da. Ce putem să învățăm din acest verset care este un verset de vârf pentru remedierea temeliilor da. da. dărâmate și reclădirea unei societăți după voia lui Dumnezeu. Și Mențion... spre binele da, oamenilor, da. evident. Am menționat anterior recunoașterea problemei. Și când recunosc problema, mă uit la mine. Deci asta înseamnă smerenie, să da? Asum, Să-ți asumi responsabilitate. Pocăința. Pocăință. Să-ți asumi responsabilitate pentru problema pe care o vezi. A doua era, se va ruga. Da. Și vin, deci văd problema și văd și soluția. Soluții. Văd de la cine vine răspunsul. Și uh, toată progresia aceasta în, în smerire înaintea lui Dumnezeu, uh, mă uit la oameni deosebiți, uh, cum a fost Neemia sau cum a fost Daniel sau Ezra. Ei vin și se roagă o rugăciune de pocăință în numele poporului. Uh, Daniel a fost uh, un om integru, uh, dar el spune noi, eu, și casa tatălui meu, nouă, trebuie să ni se umple fața de rușine pentru toate lucrurile astea care s-au întâmplat. Și să nu venim noi, și vorbesc aici despre mine, ca și persoană individuală, ca și creștin, ca și slujitor în Biserica a Domnului Isus Hristos, să nu vin ca și un critic al societății, ci să vin ca și unul care își asumă responsabilitate, și mă pocăiesc, pentru că n-am vorbit când trebuia să vorbesc, pentru că uh, am fost pasiv față de lucrurile care s-au întâmplat, m-am temut mai mult pentru poziția mea decât pentru uh, adevărul lui Dumnezeu. Și zic, începe aici, începe cu o pocăință personală, și o pocăință uh, pentru neamul meu. Deci se va zmeri, se va ruga, va căuta fața mea. De fapt, promisiunea da. de la finalul psalului 11 este că cei drepți, cei neprihăniți vor privi fața lui. Privesc da. și vor privi da. fața lui. Da. Care da. înseamnă o relație practic cu divinitatea și o acceptare din partea divinității. Pentru că un da. împărat când nu-i plăcea de cineva și întorcea fața să nu-l mai vadă. Da. Vedeți, David se uită la amenințări, la probleme, dar cum remarcam la început, el știe de la bun început la Dumnezeu găsesc scăparea și știe chiar când alții trag asupra mea, chiar când temeliile șubrede, Dumnezeu e totuși pe tron. Și în final, el este acela care răsplătește și îi binecuvintează pe cei care sunt neprihăniți să vadă fața lui. El aduce uh, rezolvarea problemelor. Dar eu trebuie să vin la Dumnezeu în rugăciune. Trebuie să mă apropii, să recunosc. Și nu oricum să mă pocăiesc. scrie preoții, și aici înțelegem și pastorii, liderii da. religioși creștini, să plângă între tindă și altar. Mm -hmm. Noi înșine vorbim despre demolarea societății și dinamitarea bazelor, a temelilor societății. Cred că am vorbit prea relaxați. Da. Uh, vedem lucrurile, dar parcă nu ne doare suficient pentru ceea ce se întâmplă. Și uh, cred că Duhul lui Dumnezeu lucrează chiar și prin discuțiile acestea și emisiunile acestea ca să ne conștientizeze de nevoia pe care o avem de a fi implicați nu ca și critici, ci ca și unii care pun mâna și rezidesc în dreptul lor. Zidurile dărâmate. Oare, da. în contextul românesc, acum suntem, sunteți în România și vorbim românilor, ce se mai poate face în situația aceasta în care referendumul pentru familie a fost invalidat, în care tendințele de la europarlamentare s-au văzut cum s-au manifestat, deși nu merita să se manifeste de maniera aceea, rețelele infracționale, trafic de persoane și așa mai departe? Ce e de făcut pentru România, cum vedeți? Deci, odată rugăciunea, acolo începem. Al doilea lucru pe care îl văd esențial este de a fi oameni consecvenți în trăirea lor. Domnul Isus spune, sarea este bună, dar dacă sarea își pierde gustul. Prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie aruncat afară și călcat în picioare de oameni. Noi suntem sarea pământului. Biserica creștină. Atunci, da. Atunci când uh, am făcut noi compromisuri, atunci când în viața noastră personală și în viața noastră ca și biserică temeliile sunt surpate. Nu mai suntem buni la nimic decât să fim aruncați afară. Uh, sarea pământului ca să dea gust, ca să conserve, ca să păstreze uh, lumina lumii. Voi sunteți lumina lumii. O cetate asta prin munte nu poate să rămână ascunsă. Oamenii nu aprind lumina ca să o pună sub obroc, și o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Spune, tot așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să-L slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Uh, sare și lumină. Ieșim din, dintre cei patru pereți ai bisericii, ieșim în afară să fim sare și lumină și bine acolo lecetății. unde suntem. Da, căutați binele cetății în care v-a dus Dumnezeu ca și robi, spunea cum, odinioară dinioare. Da, cum comentați acordarea premiului Nobel pentru pace primului ministru al Etiopiei anul trecut care e un creștin evanghelic, anul trecut totul unui creștin evanghelic, așa primul ministru al Australiei este un creștin evanghelic, președintele Braziliei parcă, da? este creștin evanghelic, sunt și creștini care prin valorile pe care le promovează și acțiunea lor concretă, dovad că țin la popor și nu da. merg să se căpătuiască când ajung la o funcție politică, pot fi util societății? Evident. Dumnezeu ridică pe împărați, Dumnezeu îi coboară și ridică oameni prin care el lucrează. Este așa de frumos când poți să spui despre laureatul Premiului Nobel pentru Pace că e fratele meu în Hristos. Și este exact ceea ce trebuie să fim: o, o lumină în lume. Să nu ne mulțumim doar la undeva ascuns, ci să fim vizibili și să fim influenți în lume. În primăvara lui 2019 am avut marele har de a vizita Corea de Sud. Și dacă până atunci consideram că Dumnezeu se descoperă națiunilor lumii prin națiunea Israel pe parcursul a mii de ani și prin America pe parcursul a sute de ani, mi am completat viziunea spunând că Dumnezeu vorbește națiunilor lumii și prin Corea de Sud pe parcursul a decenii. Șapte decenii au trebuit acestei țări ca să ajungă la un progres și pe plan material, dar și spiritual extraordinar. De ce? pentru că ei au înțeles să iasă și spre zona politică, fără să se compromită și să promoveze principiile creștine. Între altele, aveau un slogan Revoluția Isus. Uh -huh. Deci avem de învățat pentru că nu numai că am constatat colectivități mari de credincioși evanghelici nu se roagă pentru probleme presante ale zilei și am fost într-o astfel de zi și într-un astfel de context dar nici pentru, de exemplu, alegeri prezidențiale sau parlamentare sau locale uh -huh. sau... Deci e ca și cum n-am avea responsabilitatea asupra societății în care trăim. Um, Apostolul Pavel în... Epistola către Timotei interesant îi spune să ne rugăm pentru împărați și pentru cei înălțați în dregătorii și cei care erau împărați și probabil în vremea când a scris Pavel Timotei, epistola către Timotei împărat era Nero și spune rugați-vă pentru Nero lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu să mă rog pentru un om dar uite-te Uh, trebuie să îi avem în rugăciunea noastră pe cei care sunt uh, înălțați care au poziții și uh, cred că este important creștinii să fie activi și în, în sfera politică uh, în primul rând prin a vota uh, dacă nu votăm nu avem dreptul să comentăm dacă legile sunt strâmbe sau cum sunt deci trebuie să ne exprimăm și trebuie, după aceea, să fie și oameni care se angajează în domeniul acesta. Nu, eu nu sunt bun de politician și probabil că n-aș rezista mult în sfera politică, dar Dumnezeu are oameni care i-a înzestrat încât să poată fi acolo și să poată rămâne acolo în picioare. Chemările sunt diferite și trebuie să încurajăm și să nu să descurajăm pe oamenii capabili, care evanghelici, credincioși evanghelici care ar vrea să intre și în domeniul acesta. Chiar dacă unii, inclusiv în America, au avut poziționarea că n-au ce căuta creștinii evanghelici fundamentaliști care țin la temelia Cuvântului Lui Dumnezeu în sfera politică. Sigur, Bine, au fost uh, opinii. Da, dar... dar uh, vă rog... Uh, am, am avut ocazia să fiu în, în comunități de Amish în Statele Unite. Acum, ei sunt foarte retrași din societate. Dar societatea în ansamblu e afectată, chiar și comunitățile de Amish sunt afectate de legile care sunt date în țară. Ei nu participă nici la vot. Dacă nu faci nimic, dacă nu participe, atunci. Să nu te miri. Trăiești în izolare și nu te mira de, de ce se întâmplă. Dar, de altă parte, sunt foarte mulți credincioși buni. Îl menționam mai devreme pe, pe William Barr, un om care are o credință solidă și este ridicat la nivelul de, de ministru al justiției, și sunt mulți și în. Domnul secretarul Legislativ și, și Senatul. Secretarul în camera de stat este tot creștin evanghelic? Da, Mike, Mike, Pompeo, Mike Pompeo, tot un credincios uh, bun și uh, vicepreședintele. Da, Mike Pence mai pens, este da. cunoscut ca și un Ei, E o vreme de har. Cineva a spus din România Dumnezeu a amânat judecarea Pământului prin ridicarea acestei administrații cu impact asupra lumii. Dar nu știm cât va dura. În Apocalipsa, în vremurile extrem de tulburi care vor veni, spune cine-i sfânt să se sfințească, cine-i întinat să se întineze dacă vrea și mai departe. Da. Haideți să comentăm puțin în încheiere, mai avem 8 minute. Domnul, versetul 5 din Salmul 11, Domnul încearcă, Domnul testează pe cel drept, dar urește pe cel rău și pe cel ce iubește sinicia. Peste cei răi plouă cărbun, foc și pucioasă. Această sintagmă de cărbun, foc și pucioasă, oare la ce ne duce, ce asociere putem face? Bun. Și pedeapsa, care este paharul celor care. Se îndepărtează de Dumnezeu și resping pe Dumnezeu. Deci există o alternativă, sau trezire, sau nimicire, judecată. Sau judecată da. Uh, 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 ia, foc și pucioase ne aduce aminte de Sodoma, uh, Sodoma de Gomorra, da. de, de lucrurile astea. Dar uh, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Uh, voia lui Dumnezeu este să binecuvinteze. Dumnezeu nu găsește plăcere... În, în apedepsii. Dumnezeu nu e un Dumnezeu sadic, un Dumnezeu rău care să se bucure de nenorocirea oamenilor. Uh, mă uit și Dumnezeu zice, De ce vreți să muriți? Alege ca, viața ca să, ca să nu trăiești. Nu. De ce vreți să muriți? Pentru că voia lui este bună, este plăcută, este perfectă. Și uh, vedem că Dumnezeu ne vrea sfinți, ne vrea curați, ne vrea să fim ai Lui. Și uh, sfințenia din viețile noastre personale să fie contaminantă pentru ceilalți, să-i îndrume, să-i atragă pe alții la, la aceeași viață de dedicare pentru Dumnezeu. Uh, de ce să lăsăm uh, doar păcatul să se răspândească? De ce să nu punem o barieră? De ce să nu fim noi aceia care în mod activ? să promovăm sfințenia, să promovăm apropierea de Dumnezeu, curățirea vieții. Mă gândeam la prorocul Isaia în capitolul 6 din cartea lui, îl vedem că intră în templul lui Dumnezeu și acolo vede slava lui Dumnezeu care umple templul. Și dintr-o dată el este copleșit de nevrednicia personală, vai de mine, sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Și Domnul face ceva. Trimite un înger care ia un cărbune, îi atinge buzele și le curățește. Și îl trimite după aceea, cu buzele arse, să meargă la popor, să le spună arătarea slavei lui Dumnezeu și în același timp să-i cheme pe toți la Dumnezeu. Avem și noi nevoie de aceeași atingere a cărbunelui lui Dumnezeu pe buzele noastre, care să ne mobilizeze, să ne punem la dispoziția lui. Să zicem și noi ca și Isaia, iată-mă, trimite-mă. Să fim oamenii prin care Dumnezeu întoarce inima poporului spre el. Dumnezeu este Petron. Trebuie să le facem cunoscut oamenilor în, în toată uh, frământarea și uh, dezamăgirea prin care trec de atâtea ori, că ne uităm și totul e corupt, totul merge rău, tot. Nu, 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 Dumnezeu e totuși Petron. Dumnezeu e Petron și el lucrează și el ridică și el. Uh, dar noi să fim aceia care ne punem la dispoziția lui decât să lucreze în noi și prin noi, în lumea în care ne-a așezat. Și să uh, fim de partea dreptății, a adevărului, a moralității. Uh, în Isaia 42, unde găsim caracteristicile slujitorului ideal, respectiv a Domnului Isus, uh, e scris așa: El va vesti națiunilor judecata. E un mesaj neplăcut, e un mesaj dur, dar e un mesaj realist și e un mesaj pe care oamenii trebuie să-l conștientizeze. John Bunyan, care a scris Călătoria creștinului, s-a întors la Dumnezeu auzind strigarea sau sintagma biblică, propoziția biblică, fugi de mânia viitoare. Aveți un mesaj de vreo 3-4 minute la încheierea acestor trei episoade pe tema temeliile surpate, sunt surpate tot mai mult, ce avem de făcut? Da. În de toate vreau să vă mulțumesc pentru ocazia aceasta de a discuta despre amenințările care sunt în lumea noastră, despre temeliile care sunt surpate, dar mai mult faptul că putem să ne concentrăm nu asupra surpării, ci asupra rezidirii. Și Mă uit la nevoia care este de o, o trezire la nivel personal, individual. Fiecare avem nevoie să recunoaștem problema care este, dar în același timp să recunoaștem că resursele sunt la Dumnezeu: Că El poate să refacă temeliile, că El poate să aducă viață oaselor moarte și în valea aceea de oase care pare că nu mai este nicio șansă. El este pe tron, El are puterea, El va lucra. Eu trebuie să vin în smerini înaintea Lui, să-mi recunosc partea mea de vină, să recunosc că depind de El. Și rugăciunea asta este o capitulare înaintea lui Dumnezeu, când recunosc că depind de El. Și uh, trebuie să începem, cum spuneam, să punem din nou temelia pe cuvântul lui Dumnezeu, pe cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu, să-l asimilăm, să uh, îl mâncăm încât să ne transforme din lăuntru și viața noastră să fie trăită în armonie cu cuvântul acela. Să fim oameni care urmăresc sfințirea în viața personală. Fără sfințire nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Uh, noi nu aducem un mesaj de judecată, ci un mesaj de binecuvântare. În Ioan, în capitolul 3, spune, după ce ne dă miezul Evangheliei, atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Continuă și spune Dumnezeu în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. Și mesajul acesta de speranță vreau să-l aduc și eu. Dumnezeu vrea să mântuiască lumea, Dumnezeu vrea să restaureze, Dumnezeu vrea să aducă binecuvântarea. Noi trebuie să venim să ne punem la dispoziția Lui, să recunoaștem, să ne pocăim înaintea Lui, să venim cu rugăciune, să venim cu smerenie, să ne abatem de la căile noastre rele și în ascultare de El, să mergem înainte. Trebuie să rezidim, întâi în viața mea, apoi în viața noastră, ca și biserică, Familie, și după biserică. aceea în viața noastră, ca și societate. Să fim oameni care rezidesc. Cred că ăsta este răspunsul. Nu ne resemnăm, nu capitulăm, ci din potrivă ne punem la dispoziția lui Dumnezeu să rezidim temeriile pe care El le-a pus de la bun început. Dumnezeu să ne ajute și eu vă mulțumesc că v-ați făcut disponibil pentru aceste discuții. Cineva a spus așa, în cele din urmă vor fi două colectivități de oameni. O colectivitate de oameni care au spus, Doamne, facă-se voia ta în viața mea. Aceștia sunt cei mântuiți. Și va fi o a doua colectivitate cu privire la care Dumnezeu va zice, facă-se voia voastră. Până la urmă, de voia, de opțiunea personală depinde totul. Dumnezeu respectă atât de mult liberul arbitru, încât după o mie de ani de domnia lui Hristos, o împărăție care urmează să vină nu peste mult timp, îl dezleagă pe diavolul, pentru ca cei care s-au născut în acea perioadă să aibă posibilitatea să-și exercite liberul arbitru. Noi alegem alegem temelia uh, societății, temelia individuală, temelia universului care este Dumnezeu sau îl respingem și încercăm să punem altceva în loc. Uh, mulțumim pentru aceste discuții, pentru aceste sfaturi, vă mulțumim dumneavoastră, fie să-l cunoaștem pe Domnul Isus Hristos, cel care a venit să ne dea uh, o perspectivă în viață, un sens o temelie și chiar dacă vor veni vremuri de persecuție crasă, când creștinii nu vor mai putea să aibă acces în societate, să spună punctul de vedere, nu va fi mass media creștină, noi știm ce avem de făcut, știm că la Domnul este scăpare, știm că Dumnezeu are ultimul cuvânt și chiar dacă va trebui să trecem prin moarte, de fapt ceea ce urmează după aceea este Slava Veșnică. Dumnezeu să ne ajute să fim din aceia care rămânem pe temelia Adevărata temelie, și nu ne săpăm puțuri crăpate, cum spune Isaia, izvoare care nu țin, care nu rezolvă nimic și care conduc societatea la deteriorare. O propoziție de, de final. Revin spre, Doresc, spre telespectatori. Doresc tuturor celor care ne vizionează binecuvântarea lui Dumnezeu care vine din ascultarea de El. Suntem ai Lui, creați pentru plăcerea Lui, creați pentru a fi în cu El și să urmărim aceasta în fiecare zi, prin dăruirea de sine în ascultare de El. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Așa să fie, mulțumim tuturora și mai înainte de, de oricine îi mulțumim Lui Dumnezeu!